Al de priveghiu în cinstea nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prin rugăciunea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Da, și cubovi ca o trincare. Atrimați! Lăsați lumânările acolo. Bă, gata, s-o aprinde. Aruncați-vă lumânările acolo. Pune spre șocul. Yeah.
Ea, steaua înainte mergea și în Ierusalim s-au dus și steaua lui s-a ascuns. Iar lor le-a fost de întrebat de nașterea de împărat, unde știți că s-a născut Crainicul cel de curând. Pe noi trei crai din alte țări. Poți undește mari peste mari, care în casa aceasta o cărcucerea, dar eu vă voi împăca, deloc viața vă voi lua. Hristos s-a născut, adevărat că s-a născut. De fapt, noi despre Crăciun sau despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos nu trebuie să vorbim mult, că despre tot ce înseamnă pentru noi Crăciunul vorbesc colindele noastre, vorbesc cântările noastre, obiceiurile, tradiția noastră, care atât de bogată că mulți pot să ne invidieze pentru această mare bogăție care noi o posedăm, care o avem și care o cultivăm, iată și noi la satul nou, cu o dragoste, cu o iubire din suflet și inimă.